pentru că petrece mult timp în trafic, în fiecare zi, cu cei mici după noi, am rugat-o pe Gabi să ne dea câteva tehnici de supraviețuire. Adică idei de jocuri pe care le putem face cu ăștia mici în timpul călătoriilor cu mașina. Cu ce joc începem, Charlize? Alb, negru, roșu, da. De obicei, eu prefer jocurile care să nu mă solicite pe mine foarte mult, ca să pot să fiu atentă la drum, cum ar fi câte mașini albe vedeți până ajungem acasă, să spunem. Sau ghicește animalul. Eu îmi pun un animal în cap și ei îmi pun întrebări. Este carnivor? Da. Este un tigru? Nu. E o felină? Da. E o felină. Jaguar. Bă, felină înseamnă și pisică? Da. De la jocuri din acestea destul de ușoare pentru părinte, putem să trecem și la jocuri un pic mai solicitante, cum ar fi fazanul, că acolo trebuie să te gândești un pic la cuvinte, la descoperă personajul, cu personaje din cărți. Zi tu, Karin. Lă. Lă bune. Hai, Charlize. Iepure. Și Roxandra o să mă blocheze. Iar dacă suntem foarte, foarte obosiți, ar fi de indicat să îi rugăm să citească. Cărțile mai groase le citesc în 3 sau 2 zile, cam 100, 200 și ceva de pagini. În mașină? În mașină. Cum e Karin cu cititul în mașină? E bine. Citești în mașină? Nu, dar... Nu recomand și nu le dau, și cred că copiii mei din spate pot să confirme, nu le dau telefonul să se uite, nici tablete, nici... Uite, acum mi-am adus aminte, îi dădeam telefonul lui Charlize pentru că tot suna la radio. Deci și asta o treabă, asculți un post de radio pentru copii? Asculți un post de radio și cu siguranță aștepți minim 30 de minute în telefon. Nu cred! Să-ți răspunde la radio, în timpul în care copilul tot sună și tot sună și tot sună. Dar măcar stau liniștiți, nu? Pe perioada aia, că stă cu sufletul la gură, exact, și are ocupație. Da. Și dacă tot stăm 40 de minute, o oră în trafic, de ce nu? Facem adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri, repetăm poeziile pentru serbare. Mami on the bus, go! Și noi acum am mămicile din mașină, facem șș, șș. Dacă ești norocos și ai doi copii, de la doi copii în sus, deja când se fac mai mari, se joacă între ei. Așa. Și nu recomand jocurile care stimulează competitivitatea nesănătoasă, pentru că se pot certa foarte tare în mașină. Adică cine îmi spune primul când vede o mașină albă? Și da, ei or să nu se... Încep în spate, da. Deci nu facem. Sau cine vede primul litera A, cine vede primul un copac, în niciun caz. Asta e competiție nesănătoasă. O altă categorie de jocuri sunt jocurile care merg așa, spre emoțional. Pentru că ne e foarte greu câteodată să întrebăm pe copii cum a fost la școală și să auzim, a fost bine, sau ce ai făcut, n-am făcut nimic. Și o întrebare care îi provoacă e ce-i schimba la ziua de astăzi, pentru că evident îi obligă pe ei să spună ce a fost, ca să poată să spună ce ar schimba. Cum trece timpul când vă jucați? Mie mi se pare că trece mai repede. Și când ieși tati cu voi în mașină, cum e? Mai amuzant? Da, el face glume foarte amuzante. Și atunci uităm și de activități și râdem și noi.